Mai frig în România, azi noapte în mai multe orașe, minima a ajuns la minus 28 de grade Celsius. Pe lângă Ger, de mâine, la munte ar putea să ningă. La această oră, la întorsura Buzăului, se înregistrează minus 25,8 grade Celsius. Mai exact, totul înghețase de dimineață. Până și pârâul era încremenit. Deși obișnuiți cu frigul, localnicii au simțit că li se taie răsuflarea când au ieșit din case. Mi-a înghețat buricii la degete. Și mergeți în fiecare dimineață pe jos, în cu bicicletă? În fiecare dimineață trebuie să venim pe gheață și pe toate, că nu-l lasă pe șoferul să vină să ne ia laptele de acolo. La pe eu am petrecut 40 de ani la servici, tot așa, iarna cu bicicletă și atunci cerează. Am la vitamine, sunt îmbrăcată bine, mă hrănesc bine, îmi iau pachetul la mine. Localnicii și-au făcut și provizii serioase de lemne, mai ales că aici iarna ține mai mult de 3 luni. O știe și tanti Valeria, care locuiește de o viață în mica Siberie, adică de 67 de ani. Ați prins multe ieri în grele. Oho, pe atâtea câți ani am, fiecare iarnă. E o iarnă grea aceasta? E. Yeah. Păi ne dă nemaipomenit asta. Lemnele acestea de aici cam pentru cât timp așa? Cam de 2 nopți. Și la poalele tâmpei, temperatura a coborât de dimineață până la minus 19 grade Celsius. Gerul va ține până duminică.